Da, nu, n-am mai, de atunci n-am mai vorbit cu mine. Adică s-a supărat, practic. S-a supărat. Nu se aștepta să plece. Nu. Însă, eu am avut oferta de la Al Hilal pe 14 sau 15 mai. Și am spus nu. Eu vreau să termin contractul cu PAOK, mai aveam un an. Îmi doresc foarte mult, am câștigat campionatul, vreau să continui. În acea perioadă n-am reușit să ne înțelegem la cum să pornim strategia pentru ceea ce urma imediat pentru la Champions League. Pentru în special pentru preliminarele Champions League. Și nu am cerut să-mi aducă jucători, am cerut să păstrăm, erau mijlocașii central, trei, Maurițiu era accidentat, unul se întorcea la Porto și alți doi erau la final de contract. Și am cerut în final măcar unul dintre ei să mi-l păstreze, că mijlocul echipei face legătura între atac, apărare, între apărare și atac. E foarte important. Iar noi eram după 2 ani în care absolut toți se cunoșteau perfect între ei. Era o chimie fantastică. Aveam o mentalitate care, așa cum v-am zis, s-a format în timp, de grup, de echipă, jucători tehnici, dar dacă nu există această organizare și această mentalitate, jucătorii, chiar dacă sunt valoroși, nu își pot pune în valoare și valoarea lor se estompează. Și uitați ce s-a întâmplat cu PAOK după aceea. Și în ultima, cu 3 zile înainte de a trebui să plec la PAOK pentru a relua antrenamentele, am avut o discuție care nu mi-a plăcut deloc cu cineva din club, în fine, și n-am reușit să-l conving. Și în seara aceea m-a sunat Iorgos Fuias, care este prietenul meu, impresar, cum vreți, el și cu Dimitri s-au avut grijă de mine în Grecia 5 ani de zile, au fost ca și frații mei. Nu-i consider impresar, îi consider din familie. Mi-au spus, uite, suntem nevoiți să te mai întrebăm o dată, pentru că ne-au sunat încă o dată cei de la Al Hilal, dacă nu cumva te-ai răzgândit. Și am zis da, dar am plecat plătind 2 milioane de euro, clauză. Practic rupeai contractul înainte de terminarea lui. Da, și asta înseamnă că eu și cu staff-ul meu, în 2 ani de zile, clubul n-a cheltuit cu noi 2 milioane, da, mai puțin. Deci am și adus performanță înapoi. Și au și câștigat bani. Zim, da, te rog. Da, nu asta. Zim, s-a întâmplat vreodată ca Savini să te sune în timpul unui meci, să spună schimbă-l pe ăla, bagă-l pe ăla? Nu, pe mine nu, că n-am niciodată telefonul la mine. Așa. Nu știu. Da, nu dacă, ți s-a transmis? Dacă a sunat pe bancă și cei de pe bancă nu-mi spuneau. Dar și dacă ar fi sunat, pentru că am auzit că ar mai fi făcut asta, dar nu, eu nu pot spune că mi s-a întâmplat, că nimeni nu mi-a zis, de ce nu dăm gol, de ce nu câștigăm deja 2-0, adică, chestii de astea, știți? Dar am impresia că lui îi plăcea să și pună presiune, e genul de om căruia îi place, aveam ședințe cu tot managementul. Eu, antrenorul principal, directorul sportiv, directorul clubului, directoarea financiară, team managerul, reprezentantul presei, ofițerul de presă, care e foarte important acolo, știți bine cum e Grecia și foarte important și un băiat deștept și o viziune extraordinară. Și pe toți 6 ne lua, pe toți ne ataca. Da. Bun, hai să ne întoarcem la excluderea din... Dar... Vreau cu asta să închisă. Îi sunt total recunoscător pentru acești 2 ani. Că după aia l-a ajuns la un anumit moment, da, bine, și înțelegi pentru, că e bine să iei o decizie. CV-ul tău a fost foarte important. A fost și chiar explozia. Eu știu că el a ținut la mine. Eu știu că în sufletul lui m-a considerat parte din familie și poate că și de asta de multe ori și-a permis, dar m-a durut că în acel moment nu m-a ascultat după 2 ani de zile.